Marius Copil arădeanul aflat pe locul 175 în clasamentul Asociației Jucătorilor Profesioniști de Tenis a câștigat duminică turneul Challenger de la Budapesta după ce l-a învins în finală scor 6-4, 6-2 pe belgianul Steve Darcy. Arădeanul Marius Copil a participat săptămâna trecută în premieră la turneul Challenger de la Budapesta, turneu cu premii totale în valoare de 64.000 de euro. Copil a avut o evoluție excelentă în capitala țării vecine și a reușit să încheie turneul neînvins, obținând la final 100 de puncte în clasamentul ATP, dar și un cec în valoare totală de 9.200 de euro. Pentru a se încununa campion la Budapesta, Copil a fost nevoit să treacă în finală de belgianul Steve Darcy, jucător pe care l-a mai învins odată în această lună, în cadrul optimilor de finală ale turneului de la Anvers din Belgia. Dacă în victoria din Belgia s-a impus cu 7-6, 6-2, în finala din țara vecină, succesul s-a creionat ceva mai ușor. Marius Copil, obținând victoria după numai 72 de minute de joc, cu scorul de 6-4, 6-2.